Bună ziua, vă prezentăm astăzi Samsung S3850 Corby 2. Așa cum spune și numele, ne dăm seama că este un upgrade, o variantă îmbunătățită a lui S3650 Corby. Și spun acest lucru având în vedere că printre principalele funcții care acest telefon se diferențiază față de versiunea anterioară ar fi display-ul, cât și posibilitatea de conectare wireless. Însă, haideți să discutăm despre acest telefon. Este unul care a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie 2011, are 102 grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen de 256.000 de culori, ce măsoară 3,2 inci și suportă rezoluție 240x320 de pixeli. Trebuie să precizăm că dispune de accelerometru, un senzor pentru auto-rotate, vine cu interfața TouchWiz, specifică telefonelor bază de telefonelor de la Samsung. Trebuie precizat că vine cu un sistem de operare propriu. În partea ajustată a telefonului găsim butonul de apelare, cel de respingere a apelului, respectiv cel care ne duce la meniul cu aplicații. În partea în dreapta găsim un slot pentru un card microSD. Telefonul suportă un card de până la 16 GB. În același timp vine și cu o memorie internă de 26 de MB. Mai sus găsim butonul ce închide telefonul, deschide sau îl pune în blochează display-ul, îl pune în modul standby. Găsim un jack de 3,5 mm pentru căști, loc pentru port micro USB, atât pentru cable date cât și încărcător. Practic acesta este accesorul care vine acest telefon. Loc pentru șnur, taste de volum. Pe spate putem să observăm o cameră, aceasta este 2 megapixeli și poate să facă poze la o rezoluție maximă 2600x1200 de pixeli. Printre funcțiile camerei trebuie să precizăm că dispunem de Smile Detection, poate să înregistreze și QVGA la 15 frame pe secundă. Mai vedem pe spate un difuzor pentru redare multimedia. Haideți să revenim la meniu. Așa cum suntem obișnuiți la telefoanele de la Samsung din ultimii 2 ani, se pot adăuga diverse widget-uri, se pot customiza foarte ușor. Vine cu câteva preinstalate, însă se mai pot adăuga și altele online. Haideți să punem și noi una dintre ele. În partea de sus găsim notificări și shortcut-uri către diverse aplicații. Putem să vedem că momentan este conectat la rețeaua noastră wireless, este activat și Bluetooth-ul. Telefonul dispune de Bluetooth versiunea 3.0 cu RDP. Vine și cu suport Edge, că tot vorbim de conectivitate. Haideți să intrăm în meniu. Înregistrări. Se stochează timp de 30 de zile apelurile efectuate, apelurile primite și apelurile ratate. Ca orice telefon din ultima an jumate, vine cu suport pentru rețele sociale, ceea ce asta nu face excepție, are suport pentru Facebook, MySpace, Twitter, meniul de muzică, am adăugat și mai devreme o melodie. Hai să derulăm puțin. Se aude foarte bine. Trebuie precizat că telefonul dispune de tehnologia DNSE, Digital Natural Sound Engine, și putem să observăm că am putea să conectăm prin jack-ul de 3,5 mm la acest telefon un sistem audio. Telefonul are suport 5.1 canale. Bineînțeles, avem opțiuni diverse, putem crea playlist-uri, putem să dăm shuttle și alte opțiuni. Putem să selectăm după albume, internet. Haideți să intrăm și noi. A, găsim deja în partea din dreapta sus un shortcut către Google. Haideți să facem o căutare după cuvinte cheie telefonul. Observăm că, după cuvintele cheie, telefonul, noi suntem pe prima pagină, suntem primul rezultat de căutare. Trebuie precizat că browserul telefonului nu este unul excepțional și site-ul nostru este destul de complex și nu se încarcă foarte bine. Însă, variantele pentru un telefon mobile al diverselor site-uri cu siguranță o să se încarce fără probleme.
Haideți să revenim la meniu. E-mail, putem configura un client de e-mail cu push e-mail. Fișierele mele, este vorba de un file explorer. Telefonul, pe lângă fișierele audio de genul MP3, VMA, AAC, AAC Plus și WAV, poate să citească și fișiere video de genul MP4, H.63, H.64. Bineînțeles, avem posibilitatea de a modifica și tema. Alte fișiere, telefonul poate să citească fișiere PDF-uri. Calendar. Samsung Apps, unde putem da aplicații, cât și widget-uri, setări de conectivitate, profiluri de sunet, setări de ecran și lumină, setări generale, setări pentru meniuri, aplicații, setări de securitate, setări de memorie, putem să închidem aplicațiile ce rulează în background pentru a economisi memorie, alte informații despre telefon, meniul secundar, ceas, cameră foto. Cum spuneam, este una modestă. Trebuie să modificăm rezoluția. Alte setări de contrast, luminozitate. Trebuie să trecem și pe modul video. O cameră modestă. Messenger, ne putem conecta la Yahoo Messenger, MSN Messenger, Google Talk, Facebook, Twitter, care vorbeam mai devreme, YouTube, un player. Bine popularul site. Haideți să vedem și noi cum redă unul din videouri. Durează puțin până se încarcă. Avem posibilitatea de a vedea și high quality. Durează puțin, nu face buffering. Durează puțin, nu se încarcă. Putem să vedem și în modul landscape. Un doar portret. M-am până la meniu. Note, activitate, stări de conturi, calculator. Putem să ne folosim de căști, dacă achiziționăm, să ne folosim, să ascultăm radio. Registrare voce, player video, jocuri. Telefonul are suport pentru aplicație tip Java. Vine și cu un joc preinstalat. Însă, bineînțeles, putem da multe altele de pe Samsung App Store. Durează puțin până se încarcă. Trebuie precizat că avem și noi un stoc mai multe culori al acestui telefon. Varianta la care vă prezint acum este Chic White, însă mai găsi pe site-ul nostru Festival Orange sau Candy Pink. Unele jocuri se folosesc de accelerometru. Mai trebuie precizat acest telefon că vine cu o baterie de 1000 de mAh, care conform producătorului rezistă până la 620 de ore în modul așteptare și 9 ore și 30 de minute în modul vorbire. Aceasta a fost prezentarea telefonului Samsung S3850 Corby 2. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.